Salutări, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Uitați, au început să iasă puișorii de Cochinchina, Pitic și Window. Cam aceștia sunt până acum. Sunt destul de frumoși, că am luat apă și de data asta cu ouăle. Au ieșit cam puțini, dar asta e. Am și câteva surprize pentru cei abonați. Să le arăt imediat. O să pun pe pauză să vi le arăt. Am revenit. Uitați, această pitică americană căciculoască. Am pus-o într-o baniță. Și am pus-o pe 11 ouă. Văd că le face pe toate. Are aici grăunțe, are apă aici. Și cam a căzut de 2 zile. Anul trecut tot a căzut pe 13 martie anul trecut și anul ăsta aproape tot, da, tot pe 13 a căzut. Cam atât și să vă mai arăt încă o surpriză. Pun pauză și revin. Uitați, am mai setat o capră. De data asta un cățușor, așa este mama. Uitați, cealaltă pisică. Acestea două au două săptămâni. Și acesta are o săptămână. Celelalte pot să plece la sfârșitul sau la jumătatea lui aprilie. Aștept să vedem. Sunt să vă arăt cum mai fac puișorii. Uitați și rățuștele. Uitați ce mari s-au făcut. Să vedem și puișorii ce moți mare au făcut moțeta olandeză. Foarte frumoase. Uitați și rățuștele. Trebuie să le pun apă. Acum jumătate de oră le-am pus și văd că nu mai au. Și trebuie să le pun iarăși. Uitați, cea mai mare dintre toate. Ea este. Am schimbat cam tot și am pus rățuștele cu puii. Numai că seara le despart, pentru că le las becul aprins seara și rațele beau apă și ud aici la puișori. Și cam atât acest vlog. Dacă vă place, aș dori să dați un like, să vă abonați și să vă uitați la clipurile mele în continuare. Vă mulțumesc! Pe data viitoare!